FC Ceahlăul va evolua din campionatul următor în Liga a doua, iar oficialii clubului sunt pregătiți să o ia de la capăt, așa cum s-a întâmplat și în urmă cu 7-8 ani de zile. Pregătiți, nepregătiți, suntem obligați. Dacă nu vom fi în stare să tragem învățămintele necesare din tot ce ne s-a întâmplat până acum, dacă nu vom înțelege că până la urmă fotbalul trebuie pus în termenii unei afaceri, pentru ca într-un final să ajungă să se întrețină din ce produce, din el însuși, și pentru ca să nu mai fie ceea ce reprezintă în momentul ăsta, de fapt, o imensă gaură neagră care consumă și bani, și nervi, și sănătate, și foarte multe alte lucruri. Dacă nu vom înțelege că numai în felul ăsta fotbalul poate să existe și să ofere satisfacții iubitorilor săi, atunci am muncit degeaba. Directorul sportiv de la FC Ceahlăul spune că fotbalul românesc se află în regres încă din anii 90, deoarece nimeni nu a mai dorit să investească în centrele de copii și juniori, iar rezultatele se văd astăzi. Din nefericire, după 1990, toată lumea a procedat de această manieră, s-a lucrat pompieristic, s-a improvizat, s-a mers din compromis în compromis. Nicăieri, niciun club nu a încercat să facă din fotbal o afacere. Și rezultatele se văd, au fost unii în situația noastră recent, suntem noi acum, vor mai veni și alții, până la urmă toată lumea cred că se va curăța, până când cel puțin o inițiativă privată sau până când cadrul legislativ nu va permite ca sportul în general, fotbalul în special, să se poată desfășura așa cum trebuie pentru a te putea compara cu, dacă nu cu marii monștri ai scenei internaționale, măcar cu țări care au performanțe notabile în fotbal. Ceahlăul a retrogradat de mai multe ori în ultimii 10 ani, iar ultima dată a făcut-o în urmă cu 4 sezoane.